Salutare lume, bine ați revenit la un nou video cu comic books, comicsurile primite la precomandă, numere mai vechi, numere mai noi, Free Comic Book Days Edition, un roman grafic, destul de multe, nici nu am încăput toate în video să vi le arăt grupate, dar ca să știți nu sunt toate a mele. Suntem două persoane care comandăm împreună ca să scăpăm de plata transportului la ele. Na bun, ia să trecem la treabă și să vă arăt exact ce comicsuri am eu aici. Am pregătit grămada de comicsuri. Voi începe cu un roman grafic, A Reckless Book, The Ghost in You, volumul 4, de Ed Brubaker, Sean Phillips. O serie de romane grafice care eu vă recomand, e o serie noir cu detectivi și chiar e super ok. Ideea e, sunt 5 volume, dar puteți să citiți oricare. Volumele nu au legătură între ele decât personajele. Dacă nu ați mai citit până acum, Ed Brubaker și Sean Phillips au serii destul de interesante. Una dintre ele ar mai fi Criminal. Și mai au destul de multe împreună. Ei chiar colaborează foarte mult. Plus că în momentul de față ei sunt în colaborare cu Image Comics. Au un contract exclusiv să producă comic books doar pentru Image Comics. Nu știu dacă a expirat sau nu, dar așa, în așa fel e făcut contractul că cei de la Image Comics nu pot să le refuze nicio serie. Deci da, Reckless Book, ăstea le găsiți și cred că în librării pe la noi, prin Cărturești cred că. Dacă nu le puteți comanda, sunt 5 volume. Eu vă recomand seria asta, chiar super faină. Așa, voi trece la niște reviste mai vechi, Transformers numărul 16 din 1986. Uite ce frumos arată artwork-ul ăsta. Serie de la Marvel. Ei publicau Transformers în perioada respectivă. Classic. Așa, chiar super bine arată revista asta pentru 1986. Așa, deci numărul 16, numărul 21. Benzi desenate, comicsuri clasice. Astea au fost cam scumpe, dar nu s-a mele, deci nu-i problemă, nu eu le-am plătit. Da, arată super bine. Așa, numărul 20. Marvel Anniversary. Fain să răsfoiești revistele astea, să vezi reclamele alea vechi sau reclame chiar la unele jocuri. Na, super fain. Așa. Și ultimul, Transformers. A fost 4 reviste în total. Tot din 86 este și aceasta. Chiar sunt întreținute bine. Comics Express dă magazinul de unde ne comandăm. Să pun și la începutul videoclipului că ați mai întrebat de magazin. Așa, da, mai spun și în alte videouri, dar poate nu toată lumea a văzut videoclipuri mai vechi. Na bun, continui cu seria asta de reviste special făcute pentru Free Comic Book Day, Star Wars. În general sunt ori reprinturi la numere mai vechi, ori ori povești noi,
Așa mi-am scăpat cuvintele. Și asta conține două povești. Sunt, cum am spus, făcute special pentru Free Comic Book Day. Se dau gratuit în ziua respectivă. După aia sunt pe bani. Cred că am dat vreo 5 lei pe o revistă de asta. Ceva de genul. De la Hellboy. Cu Stranger Things. Nu știu exact dacă e poveste nouă. Dar arată super bine. Așa. Chiar super, super bine. Așa, și cred că de aici începe povestea cu Stranger Things, da. Frumos așa să fie câte două povestioare de astea. Să știți că cei de la Dark Horse au publicate vreo 3 sau 4 volume, da, cred că chiar mai multe, acum am văzut, că vedeți toate volumele cu Stranger Things, 1, 2, 3 volume, plus ceva specialuri. Așa. Trecem mai departe. Mai comandat și ceva Marveluri. Nu prea eu mare fan Marvel, Bloodhunt, tot ceva Free Comic Book Day Edition. Nu știu exact despre poveste, că nu urmăresc. Nu știu dacă e poveste nouă. Poate știți voi. Sau e ceva event, probabil, Bloodhunt. Evident că nu puteam să ratez Țestoasele Ninja. Oh, artwork-ul e chiar super fain. Night Watcher. Pare că aceasta lansează cumva o nouă serie, Night Watcher, revista aceasta, deci cum am spus, ori pot fi o parte din numere 1 care urmează să apară sau povești noi. Așa. Last Ronin, serie pe care v-am mai recomandat-o. Marvel, Spidey and His Amazing Friends, încă un comic, Free Comic Book Day, ceva mai targetat pentru copii, evident că scot și reviste de astea, destul de simpatică. Arată bine. Spider-Gwen. Așa. Nu știu ce e asta, ceva joc, nu știu ce îi. A, desene animate. Watch on Disney Junior. Spider-Man Ultimate Universe. Așa. Ce fioros e Spider-Man. A, interesant, dar nu o să mă facă să cumpăr Marvel să citesc. Slabe șanse. Acum voi trece la numere 1 și specialuri. Cam alea au fost revistele de Free Comic Book Day. Mi-ar place să le completez pe toate. În fiecare an cam apar cam vreo 30 de reviste, ceva de genul, poate chiar mai multe, special pentru ziua respectivă. Na bun, am așa, Horror and Fantasy Illustrated, Plum Island, serie horror, de la Zenescope. Arată destul de bine. Așa, cam toate seriile noi sunt de la Zenescope.
Așa. Green Fairy Tales. Cosplay Special. Ia să vedem ce cosplay-uri avem pe aici. De obicei o poveste. Da, trebuie să fie și cosplay-urile. Sexy cosplay. Da, da. Zenescop în stilul lor. Destul de faine artwork-urile astea. Așa. Fall of Emerald City, numărul 1. Tot Zenescop. Ceva fantasy, horror. Ca de obicei, cu revista asta am avut ceva problemă. Trebuia să vină un alt cover, dar ne-au trimis cover A. Interesant. Așa, și ultima serie nouă, The Trident of Aurelia, din deal, The Storm. Tot ceva fantasy. Asta e de la BQ, nu știu ce editură e asta. Tridentul lui Aurelia. Battle Quest Comics. Are după ceva joc, nu știu exact. Da, ceva fantasy. Da, interesant. Așa, aia a fost ultima serie nouă, voi trece la serie ongoing, doar vi le voi arăta, nu știu dacă mai are rost să trec prin ele. Deci avem așa, John Constantine, Hellblazer, Dead in America, numărul 4, am mai arătat-o și în videoclipurile anterioare, 11 numere în serie. Teenage Mutant Ninja Turtles, Saturday Morning Adventures, numărul 12, nu știu dacă e ultimul număr. Prima serie a fost ceva mai scurtă, dar a văzut că merge și a început să publice și acest volum 2, care e ceva mai lung. Prima serie parcă a avut 4 numere. Așa. Conan the Barbarian, ne apropiem de final și cu seria asta, cred că încă 2 numere mai sunt, e publicată de cei de la Titan Comics, au câștigat licența pentru seriile comics, pentru a publica comicsurile cu Conan, anterior au fost cei de la Marvel. Blade Runner, tot de la Titan Comics. Să știți că e o editură din UK, dar chiar fac serii scot serii foarte faine. Eu o recomand, dacă n-ați mai citit nimic de la ei. Așa. Continuăm, continuăm. Walking Dead Deluxe. Numărul 87. Acesta e reprintul color. Cet încet ne apropiem de numărul 100. Numărul 88. Chiar arată foarte bine versiunea asta colorată. Așa. American Psycho. Cred că e ultimul număr. Cel mai probabil. Tot zic că fac, dar nici cum nu reușesc să fac
videouri cu seriile complete care le am. Hop, am luat două. Basic Instinct. Cred că și asta e aproape de final. Un artwork chiar super fain. Cred că trebuia să mi-o precomand și eu asta. Dacă tot am American Psycho, să o am și asta. Așa. Crashdown. Numărul 3. Serie horror. Mă uitam să văd de cine e făcută. E destul de interesant artwork-ul. Așa. Almost Dead. De la Ablaze, numărul 2. Nu am habar despre seria asta nimica, dar arată bine. A, ceva cu zombie. A, interesant. Nu prea mi-am mai pus serii noi la precomandă. Da, și cei de la Ablaze au foarte multe serii interesante. Elvira meets H.P. Lovecraft de la Dynamite, cu monștri, horror, etc, etc. Așa. Și ultima revistă ongoing, voi trece la magazine-uri, Hackslash, Back to School. Cred că e ultimul număr. V-am mai spus de personajul ăsta. Personaj care îmi place foarte mult. Așa. Destul de horror și seria asta. Și voi trece la magazine-uri. Numărul 2 din Savage Sword of Conan. E un revist oversized, chiar arată foarte bine. Uite ce bine arată. Wow. Alb negru, super. Și cum se simte hârtia asta. Wow. Deci chiar foarte, foarte fain. Nu știu, vă plac revistele alb negru? Ce bine arată. Da, super. Nu știu exact câte numere o să aibă revista asta, cred că vreo 6. Așa. Judge Dredd Magazine. Le-ați mai văzut. Numărul 467. Mai multe povești. Se continuă dintr-o revistă în alta. Dacă n-ați mai citit seriile astea, le găsiți și în albume colectate, să vă faceți o părere. Chiar super faine poveștile, eu o recomand. Acum posibil să nu vă prindă chiar toate poveștile, nici pe mine. Sunt care îmi plac mai mult, unele mai puțin, dar na, ca și la cărți, poate să-ți plac orice. Vampires, Carmilla, colecție de povești horror. Se vadă mai bine. Chiar arată super, super bine. Cred că iară va trebui să setez episodul la 18+. Chiar super, super fain arată. Și ultima revistă care nu o să o scot din folie, e Penthouse Comics, sigilată, revistă 18+, nu știu exact ce e în interior, n-am mai desfăcut niciuna până acum, dar aceasta ar fi ultima revistă, dacă am lăsat-o cu folia, e ca să nu se vadă coperta, are peste
abțibil hârtia asta. Așa. Acesta a fost episodul, acestea au fost revistele. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!